Bine, m-am găsit la un episod în care vreau să vă prezint o mașină adusă la comandă. Am zis că nu pot să trec peste mașina asta, e o mașină foarte cerută, foarte iubită. Este mașina românului de minim 10 ani încoace. Și da, încă se cumpără mașina asta și dacă aș avea ocazia să cumpăr mai multe la un preț accesibil și să pot să le revând în țară, le-aș cumpăra pe toate. Însă și în afară, mai ales având în vedere creșterea la mașinile second hand, la prețuri, cu siguranță nu prea găsești. Sau dacă găsești, au peste 400.000 de kilometri și personal consider că românii nu sunt gata să cumpere mașini peste 400.000, nici măcar pentru prețul corect. Încă o mențiune pentru isteții din comentarii, ăla nu este ulei, abia am spălat mașina și e numai să se scurgă apa de pe mașină, zic și eu. Asta este sfânta cheie de Passat, care într-adevăr a fost revoluționară în 2005 când a apărut modelul ăsta. Avem aici un veritabil Passat B6, 2.0 diesel, 140 de cai, BMP cod motor. L-am descuiat frumos, elegant cât de cât. Pozele din Belgia de pe licitație și de când a ajuns le găsiți pe Instagram în descriere. Este un Passat V6 veritabil, este varianta Euro 4. În partea din față avem farurile astea cu halogen și în acest episod o să vreau să vorbesc puțin despre modelul ăsta, pentru că fiind foarte iubit, fiind foarte cerut, foarte mulți începători încerc modelul ăsta. Într-adevăr, pot fi și la 3.000 de euro, pot fi și la 4.000 de euro, pot fi și la 6.000 de euro și la 10.000 de euro, dar în general eu consider că un Passat din ăsta, nu un facelift, varianta Euro 4, eu zic că fără 4.000 și ceva de euro nu cred că-ți cumperi unul stare bună, fără defecte majore. Mașina asta este luată de pe Adesa și înainte de a spune anumite lucruri în comentarii, vreau să vă zic că absolut toate defectele pe care le are pe tablă sau erorile au fost puse în pozele din licitație. Adică și eu și clientul final am știut de ele și mașina nu este perfectă, are niște ani în spate. Este în 2006 și automat știu că mulți vă zice: "Doamne, ce gunoi de mașină, ce mașină a dus Luțule." Nu, toate cele au fost menționate în licitație și știam de ele, însă mașina merge bine. Clima merge, nu bate volanta, trage, nu dă fum, adică asta e mult mai important decât tabla sau lucruri care se pot repara relativ mai ieftin. Așadar, Passatul B6, mașina românului, cam așa arată, are mici defecte pe caroserie și acest titlu o să fie, acest clip o să fie intitulat "Ce probleme are un Passat după 16 ani, sunt la multe zile nedormite și din păcate se vede oboseala, 16 ani vechime și 320.000 de kilometri, dacă faci o medie vin undeva la 20.000 de kilometri pe an, probabil în primii ani de utilizare s-a mers ceva mai mult cu mașina, însă, după părerea mea, chiar și acum, după atâta timp, mașina încă arată bine și încă este căutată. 2.0 diesel, dragostea românului. După cum ziceam anterior, partea din față avem farurile astea cu lupă cu halogen și sunt mătuite. Asta ar fi una din problemele unei mașini de 16 ani de zile, pentru că știu că mulți vor să cumpere mașini perfecte și vor să fie, nu știu, cât mai ok, cât mai îngrijite, chiar dacă au 300.000 de kilometri și 15-20 de ani. Eu vă prezint mașina așa cum vin din afară, pentru că nimeni nu prea le prezintă așa și toți cei care le cumpără pentru revânzare le întineresc și la kilometraj. Și din păcate, care a fost cea mai mare problemă la mașinile astea? Asta a fost, și anume rugina. Mașina are rugină și se vede că are rugină suficient de, nu știu, puternică. Ideea este că, nu știu, un pic cam ciudat, anvelopele sunt din 2011, eu cred că asta a fost mașina secundară și probabil s-a mers cu ea până când s-a considerat că nu mai merită. Oricum, belgianul a primit un preț foarte mic pe mașina asta, mă refer strict mașina, în licitație a fost undeva la 2000 de euro, adică și el a primit 2000 de euro, dar și mașina are diferite problemuțe, bine, mai mult pe tablă, are rugină la aripa asta, rugină și pe aici, cam asta e boala lor, are serie de șasiu. Mașina este vândută, mă rog, a fost vândută fix din hub-ul Adesa, de asta am și hotărât să o cumpăr, pentru că sunt verificate resurile temeinic. Bine, marea majoritate sunt. Și în ultima perioadă nu prea mai cumpărat de pe Adesa, că nu prea mai avut ce. Într-adevăr, nu are jante, are capace, aici din nou rugină, dar au fost menționate în anunț și vor fi reparate. Probabil, dacă vor fi reparate de mine, o să fac un clip cu următoarea variantă a mașinii, să zic așa. Și aici avem ceva defecte. În portbagaj este murdar, era și în pozele din licitație. Ăsta cred că este garajul unde
a fost reparată mașina. Avem roate de rezervă surprinzător pentru transportatorii români. Cric. Avem acolo un extintor. Mă rog, iar arată bine, dar probabil a fost oarecum, nu știu, s-a mers cheia până când s-a mai considerat că nu mai merită să se investească în ea. Avem și cârlig. Pe partea asta avem aici la fel mici defecte. Aici avem niște puncte de rugină. Anvelopele din nou sunt de iarnă. Bine, oarecum poate mai țin iarna asta, însă interiorul arată bine. Adică la capitolul interior mașina se prezintă bine. Avem din nou rugină și aici. Cam asta este boala lor. În interior, după părerea mea, arată destul de bine pentru o mașină cu atâția ani în spate, plus că interiorul ăsta este foarte pretențios. Și piesa de rezistență este partea din față, unde din nou materialele s-au păstrat destul de bine pe uși. Interiorul ăsta de Highland cu Alcantara de obicei se scămoșează așa, dar arată bine. O să merge și în partea șoferului, acolo este puțin mai uzat. Însă este un interior frumos, îmi plac inserțiile alea pe acolo. La fel o uzură și pe acolo pe la schimbător, dar e o uzură normală. O să merge și în partea șoferului să vedeți exact cum se prezintă. Aici mai avem rugină. Deci cam asta a fost problema lor, în rest le consider niște mașini foarte, foarte bune. Bine, o să facem ce e cel mai important, pentru că o să-i fac rarul la mașina asta. Chiar dacă ea merge bine și nu dă fum, trebuie pusă la punct, pentru că nu poți să duci chiar ruginit acolo. Aici avem încă o zgârietură. Dar toate au fost prezentate în licitație, deci nimic de judecat. Adesa a pus toate defectele. De aici arată cam așa, aici din nou este oarecum murdară, dar așa vin unele mașini. Și până la urmă, o mașină din asta, dacă are 250-300.000 și arată bine și n-are rugină, după părerea mea costă 4.000-4.500 de euro. Gândiți-vă că belgianul a primit 2.000 și în condițiile în care mașina merge bine. Clima îi merge, adică din punct de vedere mecanic mașina e foarte ok. Aici este o uzură, se va repara și asta. Scaunele sunt semi-electrice, blocul de lumini, avem pilot automat, volanul nu e foarte uzat. Și hai să vedem la interior. Cam așa arată. Probabil marea majoritate dintre voi sunteți familiarizați oricum cu interiorul ăsta. În schimb, surprinzător, având în vedere că mașina arată destul de rău la exterior, însă pe client nu l-a interesat asta și i-a plăcut toată configurația, știa în ce se bagă. Cu câteva sute de euro mașina se pune la punct, nu perfect, dar se mai retușează ce și cum. Mă rog, se mai retușează în mare parte. Avem 322.000 de kilometri, avem geamurile și fața spate, reglaje pentru oglinzi, încuiat, descuiat ușile, oglindă heliomată. Mașina chiar se ține bine și trebuie să recunosc că mașina asta poate ține, încă se conduce bine și merge bine. Bine, sunt și epave într-adevăr. Ce m-a omorât încă de când eram mic, scrisul ăla cu Passat acolo. Avem SP off, perdeluțe pe spate, senzor de parcare. Avem MDF, ăsta este un fel de player. Astea întotdeauna mi s-au părut interesante și funcționează surprinzător pe atâta timp. Astea aici nu sunt rupte, de obicei mai vin rupte, dar aici nu e cazul. Ok, se ridică în capota și să ne uităm puțin la motor. Încă o dată, motoarele astea sunt bune și plus că până la kilometri ăștia cel mai probabil s-au umblat în componentele importante. Cred că e deja trasă capota. Și automat, multă lume, de fapt, nu exagerez când zic că 8 din 10 oameni vor mașini sub 200.000 de kilometri. Nu știu de ce, pentru că mulți probabil nu știu că dacă mașina are sub 200.000 este scumpă, mai ales un Passat din asta sau o mașină mai veche, una la mână, și că dacă are 200.000 real, cel mai probabil investițiile majore vor pica pe tine, tu vei face investițiile mari. N-am să înțeleg niciodată fixurile astea, dar mă rog. Ăsta este motorul de 2.0, care merge chiar bine și o să facem poate și un pof cu ea. Mi se pare destul de aerisit, se poate lucra destul de ușor la el. Hai să o și pornim, mă rog, marea majoritate dintre voi încă o dată, având în vedere că probabil ați condus măcar o dată un B6 sau aveți prieteni care au B6, sunteți familiarizați cu el și știți că ăsta este motorul, sau având vorba aia milioane și milioane de modele. Dar încă o dată vă zic că este o cerere justificată. Are o eroare pe frâna de mână, probabil este butonul dus,
ascultați, că ne-au pornit aici lăutarii. N-am apucat să-i pun tester, de asta am zis să vă prezint mașina așa cum e ea. Am pornit și hai să ascultăm motorașul ăsta, cel mai celebru diesel, bine, alături de 1.9, bineînțeles, de la Volkswagen. Da, motorul merge chiar bine. Nu avem zgomot de volant, deci probabil a fost schimbat până la kilometri ăștia. Încă o dată un mic sfat. Puteți verifica seria de șasiu și codul motor aici, pentru că mulți nu știu. Mă rog, demers merge bine, însă trebuie investit ceva bani în capitolul tablă. Clientul a zis că ar vrea să-i dea și un polish, să revopsim ce e de revopsit, pentru că aripile alea probabil nu pot fi reparate, adică e rugina destul de serioasă și nu știu, decât să repar ce acolo și să-ți dea peste câteva luni din nou, nu cred că merită. Rugine e și acolo, cred că v-am arătat. Mă rog, asta este oarecum moartea lor, în schimb motoarele sunt bune. Surprinzător, nu prea este ciupită pe capotă, nu cred că s-a mers cu viteze foarte mari. Plus că mașina are ultimul ITP în Belgia, recentul, acum vreo 50.000 de kilometri. Și acolo carpasul e destul de strict. Parbrizul și el arată bine. Plafonul arată bine. Dacă n-ar fi fost rugina asta, bat-o vina. Nu știu exact. Și ideea e că e ciudat, pentru că a venit rugina fix la aripi. Însă la bandouri nu este. Aici mai are puțin. Dar din nou, nu a dat la bandouri, pentru că de obicei, la modelele astea, rugina când este să vină, apare în prima fază la bandourile de la uși. Și sunt destul de multe modele care au probleme. Sau, bineînțeles, în atâția ani probabil au fost reparate. Însă aici este zona unde intervine, să zic așa, rugina, pentru că acolo de obicei reține apă. În schimb, încă o dată, exceptând taxele de licitații, transportul și așa mai departe, să primești 2000 de euro pe mașina asta mi se pare chiar puțin, referindu-ne la cât a primit belgianul pe ea. Dar trăgând linie alături de taxele de licitație, eu zic că a avut un preț corect. Cu o investiție de câteva sute de euro, mașina chiar o să arate bine. Depinde foarte mult de ce vrea clientul final. În schimb, atât din cât mașina merge bine, restul se fac. Și dacă va fi să rămână la mine și o să-i fac eu rarul, o să-i fac un episod și atunci ca să vedeți exact în ce stadiu a ajuns. În altă ordine de idei, cam asta este mașina. La interior, pentru că nu am stat prea mult la interior, avem încălzire în scaune, climă pe două zone, climă care funcționează, perdeluța, cât o vorbeam de ea, o acționăm de aici și vine acolo în spate. Per total, interiorul arată bine, deci știind să cred că la interior mașina asta a fost cât de cât îngrijită, dar la exterior probabil nu s-a investit foarte mult și în momentul în care s-a ajuns în stadiul în care este acum, s-a hotărât să se pună la licitație. Prețul țintă la mașina asta, adică prețul minim pe care era dispus să o vândă proprietarul belgian, a fost de 1600 de euro. Adică, ideea e că eu sunt realist, înțeleg că dacă voia banii ia pe ea, este important faptul că merge bine și are eroarea asta pe care o să o rezolvăm. Dar, din nou, sunt 1600 de euro, la ora actuală, vorbind strict de proprietarul privat câți bani a primit, dacă se încheia licitația la 1600 de euro, vă dați seama că el primea un preț de Golf 4 pe un Passat B6 care are și ceva dotări și care e în stare ok, mecanic și pe interior chiar arată foarte, foarte bine. Dar din nou, treaba asta cu tabla se rezolvă, dar necesită niște investiții și cam asta e mașinuța. O să vedem ulterior, într-o săptămână, cam așa în ce stadiu o să ajungă. Găsiți pozele cu ea din Belgia și de astăzi pe Instagram. Iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!